Vineri la ora 18, 11 militari ai Batalionului Vânător de Munte 33 Posada din Curtea de Argeș vor scoate sicriul regiului Carol al II-lea din capela în care stă de 16 ani. Va fi dus apoi în vechea catedrală a mănăstirii, unde va fi așezat pe catafalc. Standardul regelui, cel original repatriat din Portugalia în 2003, și o coroană de crin regal vor fi așezate pe sicriu. Acest ceremonial va fi filmat în exclusivitate de TVR, iar imaginile le veți putea vedea la telejurnale. E vorba de o reînhumare, se va aduce regele Carol al II-lea de la capela unde este depus de 16 ani, se va aduce în această nouă necropolă regală de 9 martie 2019. Se va face slujba potrivită acestui moment, la ora 12, unde vor participa, bineînțeles, familia regală și invitații. Ceremoniile de sâmbătă vor fi transmise în direct de televiziunea română de la ora 12. Sicriul va fi scos din vechea catedrală de militarii Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu, care vor prezenta onorul. Osemintele lui Carol vor fi purtate apoi de Brigada de Elită Armatei la noua catedrală regală din Curtea de Argeș. Carol al II-lea se va odihni la două cripte distanță de regele Mihai și regina Ana. Era momentul să se treacă la acest pas, pentru că este firesc ca un rege să-și ducă somnul de veci în condiții corespunzătoare cu rangul pe care l-a avut. La ceremonia din noua catedrală va participa doar familia regală. Publicul va avea acces atât în fața vechii catedrale, cât și în fața celei noi.